Salut, noi șoilor, bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Frăția MC. Ei bine, de aceea s-a tăstemat de Dobzanu și de Andrei Ro. Vreau să vă spun că am jucat pe live și am făcut această casă minunată, dar nu am terminat-o pentru că vrem să o terminăm în acest episod. Să sperăm că 90% putem să facem în acest episod. Ok, dar băieți, se cam face seara, hai să ne culcăm și noi. Pun aici niște paturi și ne culcăm. Uite, mai iau un pat aici. Am dărâmat casa, după cum puteți vedea, pentru că ocupa loc degeaba. Ok, hai, toată lumea la somn. Câte paturi avem? Da, hai în casă, Dobzanu, că sunt zombi pe aici. Bun, și cam așa arată. Păi, cred că e pat sus, nu? Nu, nu-i bine. Aici e bus. A, trei paturi aici. Ok, hai, intrați. Mai aduc eu două, să fie. Ok, aduc câte patru vrei. Să uitați cu toții să apăsați pe butonașul de like dacă vă place acest episod de Minecraft Survival cu prietenii noștri, Dobzanu și Andrei Ro. Poți să te curgi, Dobzanu, ai un pat lângă. Nu e nevoie să stai atâta. Ce faci, mă? Ok, bun, perfect. Și-a schimbat și shader, am găsit un shader destul de mișto care se vede blană, după părerea mea. Și după părerea mea se și mișcă bine, pentru că ne-a jucat cu unul Seus, Andrei, vreau să spun, și se mișca lag. Dar acum e bine. Bun, și avem geamuri aici, am fost noi și pe live, dar și puțin acum off-camera, să facem rost de niște geamuri. Și vă dau, deci fii atent. Andrei, vină cu la mine unde ești. Așa, ia ăsta și pune sus geamuri. Acolo, eu pun jos. Ok. Bun, perfect, și cam așa o să arate, punem geamuri frumos, eu zic că arată bine. Ok, Dobzanu, uite, ia și tu niște geamuri. Să pun sus? Da, da. Dar trebuie să facem și acoperișul, nu știu cum o să facem acolo, mansardă. Da, vedem. Și dacă aveți ceva sugestii ce ați vrea să facem în episoadele următoare, m-a ajutat super mult. Dar aici nu e bine ce ați făcut. Pe o parte e așa, pe o parte așa, ia vino Andrei. Acum am observat. Deci pe partea asta, pe partea e cu lemn normal și pe partea asta e cu scări. Cum facem, cu scări? Nu? Adică stai, mă uite. Ia, vină cu a. Uite aici cum e. Ah, nu, facem cu scări. Ai scări? Că eu nu. V-am făcut pentru sus ca să pun. Sau sus vrei să nu punem scări și punem... Unde sus? A. Aici. Nu, 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 sus lasă așa. Sus lasă așa, cu totul. Înțelegi? Bă, am mai găsit un câine. Dar n-avem să-l îmblânzim. Ok, du-te și pune jos. Am eu două astea. Așa facem aici, că arată mai bine, pare mai spațios și mai futuristic. Vă dați seama că asta e o casă de început unde să stăm, probabil să mai facem altele pe viitor. Dar dacă aveți ceva idei ce ați vrea să facem în episoadele următoare, puteți să lăsați în secțiune în comentarii. Și mai ales... What? Ok. O să facem o chestie unde punem abonații. Nu știm sigur exact ce, dar eu mă gândesc să punem abonații undeva, neapărat pe un perete. Și aici eu zic totul să lăsăm cu geam. Ce spui, Andrei? Să fie așa geam full. Nu, 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 aici o să fie o terasă. O să fie balcon. A, da. Bă, pune-i jos. Păi nu pot. What? Ok. Ok, poți să faci forma terasei dacă vrei, Andrei. Mamă, what, ce face băiatul ăsta aici? Mamă, mai mulți! Mamă, bă! What? Ăștia-s ăștia, tribu. Da, da, da. Dă-i! Cum mă omori pe mine? Bă, uite asta ce are pantaloni. Gata, nice. Băi, am luat pantaloni, da. Ok. Ia, stai pe ăsta, că este șmecher acum. Andrei, așa trebuie aici? Hai. Uite aici. Unde? Să-l pun la ușă. Pe aici. Unde ești? Ride! Bă, ride. Ce ride? What? What? Ai, că ne jucăm Minecraft, ești nebun. What? Bă, ne luăm ride. Vino cu Andrei la mine. Uite aici. Deci, bă, bine că e groasă. Mamă, nu puteai să ieși și pe cealaltă parte. Bă, vine ăștia pe mine. What? Mamă, cât sunt! Dar eu n-am armură. Mă moară. Nice. Iauzi, mă, la vino erai după mine, Andrei, că te, mă rog, de tine jumătate de oră să vezi ceva și nu ne lasă. Uite aici, așa. Aici
Nu știu, aici stai puțin, că aici e complicată treaba. Ok, las doar așa momentan. Ok, bun, și sus, aici ce facem? Mansarda, nu? Da, 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 aici ne pun mai încolo, las. Ok, acum bine. Acum venim aici cu asta. Dar vreau să pun niște torțe. Ah, okay. Iară vină, știi, uite câte sunt afară. Mamă, tot un raid? Mamă, bă, da, da, da. E bune? Da. Ok. Doamne. Ce aici asta, vreau să pun așa. What? Ce avem asta aici? Bă, uite cum uite topoare. Mamă, l-a omor pe Andrei. Bă, n-am nimic aici nebun. Mă bate. Vin. Vin, vin. Așa tot după mine vin, ajutor. Așa tot după mine vin. Bă, ce vrea ăsta? Îmi lua itemele. Vine acum. Mă ocup eu de el, du-te. Mamă, cât sunt? Oh my god, ajutați-mă! Nu pot. Andrei, tu! Bă, dar ce se întâmplă? De ce sunt așa mulți? Pentru că stăm în sat, probabil? Nu știu. Dacă puteți să ne spuneți în secțiunea de comentarii de ce se întâmplă așa ceva. Încă what? Doi, încă doi, cică, bun. Perfect, hai că arată bine, îmi place cum arată până acum, dar vreau să... Omnius Banner, așa se numește. Dacă mă duc eu să-i bat pe aia, bă. Aici cred că avem destule torțe, nu? Cred că am putea mai pune două torțe aici. Așa. Și aici... Mai puținuți de un banner de ăsta. Ok, bun, hai să mâncăm niște pâine. Gata, hai să continuăm bate, casa acum. Bine. What? Bine. Unde ești? Iară. Păi unde ești? Ah, ai acolo. A, raid defeat scrie acolo. Adică? Păi am bătut teoretic. Nu? Gata, bun, ok. Gata, hai să ne calmăm. Mai e unul, nu, mai e. Uite. Nu mai e, gata, a dispărut, cred că l-am bătut, ăla a fost ultimul. Bun, haideți, ce facem acum? Ne ocupăm de terasă? Că am terminat. Da, stai puțin, că avem o problemă aici în spate și n-ai pus niște geamuri aici. Păi da, zic cum vei să pun. Să pun așa? Să punem noi geamurile astea. Numai că negre, gen? Fii antenă, aici cred că o să facem așa. Cum? Fac tot cu... Ok, hai că aștept. Ok. Face tot în același stil. Da, și poate vă întrebați și Andrei Ron are webcam, pentru că nu este la curte unde are webcam-urile și este aici acasă la bloc unde nu are webcam-urile. Ok, ce e asta, Andrei? Asta ar merge invers, nu? Sau nu? Stai. Nu așa? Parcă arată mai bine. Bine. Nu. Arată urât. Păi și aici ce pun? Da, dar și așa e tot... Nu prea merge. Nu prea merge. Să nu mai punem drog și punem geamul direct. Dar arată nașpa. Dar nu arată bine cu geamul aici. Da. Păi și ce facem? Cum facem designul aici, că nu mă prind? Nu știu, sincer, aici. Ok, păi să lăsăm așa pentru următorul episod, poate ne dă lumea niște idei. Da, poate ne dă lumea niște idei, habar n-am. Dar hai să ne focusăm acum pe acoperiș sau pe terasă? Pe terasă. Ok, hai pe terasă, dacă zice Dobzanu pe terasă. Bun, hai, fă forma pe terasă. Dobzanu, ce faci aici cu toate torțele? Ok, de zi, Andrei, cum facem terasa? Da, mai bine facem terasa, ca după ne dăm seama și cum facem acoperișul, dacă se schimbă ceva la casă. Ok, ai nevoie de slaburi? Că știu că aveam niște slaburi, uite, 64 aici. Ia de aici niște slaburi, Andrei. Frumos. Ok. Da, mamă, câte chestii am în inventar. Uite, Omnium Banner. Mamă, las aici tot, că n-am nevoie de atâtea chestii. Bun. Bă, dați seama că o să facem și un room chest. Trebuie să ne gândim unde facem room chest. Ce-i asta, Andrei? Eu zic sus. Mă gândesc să văd cum dacă mă arăta. Ok. Bun. Trebuie să facem asta. Așa, bun. Bă, n-arată rău. Da, stai că știu cum să... Da, fii atent aici cum fac, că mi-a venit o idee. Uite așa. Eu zic aici, așa. Da, asta da, o să fie așa. Și pune și așa? Băi, lasă stăteanu.
Și aici punem cu fence, se poate pune fence aici? Nu cred, dar hai să încercăm. Ok, revin imediat. Și a pornit și muzica din Minecraft. Hacar n-arată rău. Liniștește. Da, dar nu merge să punem fence pe aici, Andrei. Din păcate. Și cum? Hai. Îl lăsăm așa? Bine, asta e. Aici de jos, uite cum arată. Eu zic că arată bine. Da, arată mișto, dar de sus, ia vino sus să se arăt. Avem și Omni Banner acolo, frumos. Băi, chiar prinde formă. Tare, îmi place. Aici? Facem cu asta. Cum? Cu astea? Așa? Sau am putea face și... Nu, cu astea nu. Ok, atunci. Okay. Oh my god, nu te rog. Deci, Dobzan are o problemă să dea în clopot. Dar nu-mi place așa Omni Banner-ul. Dă-l jos. Ah, de ce l-a spus așa? Nu așa, pe laterale. Chesturi. Păi am pus pe laterale. Așa. Ba, pe laterale. Uite, vinem cu ace. Ia. Ia unde? Ia doar unul. Da, păi unul e în față, stai. Mergem acum. Dar aici nu poți să-l spargi. Cu ce se spargi? Poți, trebuie să dai mai mult în el. Ah, așa. Ia de aici. Perfect. Ok, și? Bun. Da, e mișto. Mi-mi place. Mamă, s-a abonat cineva chiar acum, Ștefan Xtreme, mulțumim de abonare. Ok, băi și cum facem? Hai că deja a venit noaptea, trebuie să ne culcăm în curând, dar mai stăm puțin. Încerc stilul de design, nu știu exact încă. Dobzane, apreciez. Ok. Deci... Hai să ne culcăm. Hai să ne culcăm, da. Hai sus. Să ne culcăm frumos. Bă, să ce caută la noi în casă? Bă, nu-l omor! Asta lucrurile la casă. Dar nu văd paturile. Sus de tot. Nu sunt sus de tot. Nu știu, am decât un pat. What? Unde-s paturile? Uite două paturi aici. Bă, dar le-am pus sus, lol. Hai că vin cu ele acum. Să repun. Veniți aici. A, le-am spart eu ca să putem face. Am înțeles. Acum am adus aminte că le-am spart eu ca să putem face terasa și să pun geamuri frumos, așa. Ok. Ce facem, Andrei? Ne-am trezit, este o nouă zi. Vă dați seama că eu mă bazez pe Andrei Ro și pe Dobzanu. Dar Dobzanu nu prea are idee, așa că mă bazez pe Andrei Ro. Păi la casă și la asta. Nu prea cu design-ul. Nu prea eu. Ok. Bun. Andrei Ro chiar este un builder. Mamă, dar și dacă voi stați și vă uitați așa la mine. Păi, bă, ce faci? Nu arată rău din afară, îmi place. Ia stai mă puțin. Nu arată rău, e bun. Ok, și? Mă duc să minez dacă nu minez. Bă, ar fi ceva. Asta ajung mai ușor. Mhm, da, m-am prins. Ar fi ceva să duc să minezi, că avem nevoie de iron și tot. Ar fi ceva să nu se audă sunete de astea scary în mine. Nu prea îmi place aici, Andrei. A, da, pune, știu că era o chestie. Să punem... Nu știu. Așa, dar e nu. Prea, da, nu știu dacă e bine. Ce? Mamă, ce era să mor? O... Așa și după... Așa? No. Am nevoie mai multe scări ai. Facem! Oh, da, 5-9 aici! 30 ia! Mamă, câte chestii avem prin cesul, dar noi nici nu știm. Hai că mai am niște pâine. În curând îți facem și o fermă, că nu prea mai avem de mâncare. Ok, ia. Ar fi bine să vă ocupați de asta, sau să te ocupi de asta și eu mă ocup de asta. Poftim? Să te ocupi tu de fermă și eu mă ocup de asta. Ok, bine, hai că mă duc. Deci facem cu fence-uri, dar nu știu unde să fac ferma. Unde să fac eu ferma? Uite aici fac ferma. Fix. Aici. Da, aici fac ferma. Ok. Cred că sparg asta, că nu prea ajută la nimic. Na, mai bine o sparg și fac roșii defensorii totodată. Dar în mine asta nu e nimic.
Dar trebuie să fii iron, dar trebuie să te duci mai jos. Vrei să ne facem o mină sub casă? Mm, ar fi ceva, dar de-alea, știi? Da. Pe fiecare cât un drum. Mai asta zic. Cu rândul, de-alea zici. Da. Ok, hai să spargem. Lâna. Mi-ar fi trebuit o farfecă aici, dar na. Merge și așa acum. Mamă, apar acolo câte chestii poți să faci cu lână sau mai de nou în dreapta. Bun, ok, spargem pe aici. Nu-mi place. Ok. Și încerc să mai nivelez puțin. Spargem tot rândul ăsta că nu prea îmi place. Și pe aici trebuie spart. Bun, ok. Aici facem. Da, nu știu cum se vede. Aici ar trebui să fie normal. Cu ăsta normal. Oh my god, ce s-aude. La dobzan explodează pe acolo. Nu știu ce face. Am sperit dobzanul. Ok, m-am mărit. Du-te și ați sistemele rapid. 10.000 de creeperi acolo. Păi da, să ne trebuie niște armură. Adică iron. Nu pot, fac aici. N-am nici torțe, n-am. Da, dacă și ești. Cu bine am scurcăm. Dobzanu, eu am încredere în tine. Bă, eu încerc. Ok, pac, pac. Și aici drumul trebuie făcut. Frumos. Cu asta așa. Bun, dar nu prea îmi place ăsta, dar îl schimb dacă e mai încolo. Bun, deci facem aici. Avem 29 de ăștia. Cam de cât să facem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 8. 8 pe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cred că e de ajuns. 7, așa. Ok. Pac, 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 pac. Pac, pac, pac. Da, aici de fapt mai arată mai bine cu două. Ce spui, Andrei? Mm. Aici e bun? Așa? Ferma, da. Ok, bun. S-au dispărut itemele, ai zis? Pickaxe-ul. Poate a picat pe acolo, ai grijă. Bun, aș vrea să spac și copacul ăsta, că nu prea îmi place aici cum arată. Perfect, și putem să aducem deja animalele, dar am nevoie de ceva. Uite, din ăsta putem face. Cine pac. Cine de damage? Tu, Andrei? Că toți iau de parte. Ok. Și mai spargem și ăsta. Iar n-am mâncare. Am eu. S-a terminat de pâinile? Nu cred. Da, ba da. What? Ok. E mâncat rău ăsta. Ok, vină la mine. Oricum am, aveam niște morcovi. Mai aveam 3 morcovi. Și acum mai am nevoie, știu că lăsasem princes sau poate m-am înșelat. 14 de-astea. Da, nu, trebuie lemn, perfect. Niște de-astea. Pac. Ok, două. Nu știu, știu că aveam și princesuri, dar poate le-am dus altundeva, habar n-am. Bun. Și punem aici, pac, pac. Gata. Da, a încercat să săriți aici, ok. Și... Mamă, ce monster. De ce? De ce? What? Wow. Ok. Wow, că era okay. What, asta de ce nu pot să sparg? Poate trebuie cu ceva sabie. What? De ce nu pot să sparg? Am găsit lavă. Am nevoie de... Ah, ok, gata. Bun, și acum m-am dus să fac rost de animale. Opa, era să pic. Perfect. Filmăm deja de 19 minuțele. O să închidem imediat, dar stai să aduc și eu animalele acasă. Unde le este locul. Ok, ce vreți? Vaci, porci sau oi? De tot. Da. Cred că vaci. Haide, văcuțo. Mai trebuie să vină și cealaltă. Hai, hei, vino aici. Vino. Vino, 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 așa, așa. Haide. Eu nu mai știu să ies de mine. Că trebuie să... Ok, trebuie să mă întâlnesc și cu cealaltă văcuță.
Haide, veniți. Vin cu două vaci, cred că e de ajuns. Mama, reușit. Că n-avem nevoie de mai mult. Haide, haide. Ok, mă apropii de casă. Perfect. Unde ești? Oh, mai văd niște vaci pe acolo, dar alea le omorâm. Două vaci de ajuns. Pe unde trebuie să iau? Ok. Pe aici. Mă, dar greu mai merg. Sunt grăsuțe. Ok, pe aici. Haideți, veniți în coa. Văcuțe minunate. Și intrați pe aici. Puteți să intrați. Închide ușile, închide ușile. Gata. Ok. Și de aici o să înceapă magia în care crește. Bun. Păi da, nu știu ce a făcut Andrei Ro. O să ne mergem imediat. O să mă duc imediat să văd. Dobzanu, poți să vii puțin sau? Ah, nu ești aici. O să sparg eu alea off camera. Ok, bun. Deci, cam așa arată construcția lui Andrei Ro, care după părerea mea arată excepțional. Nu l-am adus degeaba în serie, sincer vă spun. Bun, Dobzanu și-a făcut și el treaba, s-a dus la minat. Și da, eu am fost Noris, nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă v-a plăcut acest episod. Și ne vedem data viitoare, pa, pa!